Bibliotecile publice din județul Hunedoara, care s-au remarcat prin activitatea derulată pe tot parcursul anului trecut, vor fi premiate în cadrul unei festivități ce va avea loc la Deva. Acestea vor fi recompensate la finalul unei competiții simbolice, prin care se va putea urmări stimularea instituțiilor de carte de a diversifica activitățile cultural-educative pentru public. Este un eveniment important din viața culturală a județului nostru, care răsplătește munca de un an a celor mai merituoși bibliotecari hunedoreni, spune Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene din Deva. Acest concurs original se organizează încă din anul 2011, la inițiativa Bibliotecii Județene. Scopul pe care și l-a stabilit de la început acest concurs a fost crearea unui spirit de competiție, de emulație și de stimulare a inițiativei fiecărei biblioteci publice, care servește o comunitate locală din județ, scrie servuspress.ro.